Unul dintre acești trei oameni celebri este pe cale să ne arate adevărata lui identitate. O fi vulpoiul. O fi unicornul. Hai, unicornu, hai, păpușică. Sau extraterestra. Ultima sesiune de voturi începe acum. Așadar, primul salvat este... Vulpoiul! Senzațional! Aplauze pentru Vulpoi! Mulțumim foarte mult, Vulpoiule! Cu tine ne vom mai vedea și într-o etapă următoare! Extraordinar! Tensiune maximă! Unul dintre unicorn și extraterestră își va da masca jos imediat. Și acela este... Pleacă o fată! Aoleu, pleacă o fată! Extraterestrul! Îmi pare rău, extraterestrule! Unicornule, felicitări! Vei merge mai departe în competiție. Cu tine sigur ne vom mai vedea pe o altă ocazie. Magia câștigă! Bravo, extraterestra, bravo! Noi toți suntem curioși cine se află sub această mască, însă până își dă masca jos, aș vrea să-mi dați un ultim verdict. Ana Morodan, cine crezi că se află sub această mască? Haide, hai să spunem că este Corina Ungureanu. Bun, am înțeles. Codin. Catrinel Menghia. Catrinel Menghia e ultima ta opțiune, am înțeles. Da. Ina. Eu cred că este Irina Rimes și dacă nu este, și dacă nu este Irina Rimes, o să-mi fie foarte greu să mă acomodez cu gândul că nu pot să mă duc să-i zic: hei, ce faci? Știi? Înțelegi ce vreau să vă zic? Adică să stai... Stai un pic. Să stai pe scaunul ăsta și să crezi ceva atât de tare și să nu fie adevărat. Nu întâmplător l-am lăsat la final pe secție extraterestrul nostru, Horia Brenciu, te rog. Îmi pare foarte rău că ești din concurs, din spectacol, pentru că, și sunt sigur aici, sunt mai multe fete în public decât băieți, clar. Pentru că bărbații ar fi aplaudat mișcările tale. Mie mi-au plăcut foarte mult și în continuare subliniez, cred că sub această mască se ascunde solista trupei Mandinga. De la Mandinga. Asta e. Acestea au fost opțiunile detectivilor. Sunt foarte curios cine se află sub această mască. Așa că dacă și voi sunteți foarte curioși, să strigăm împreună: masca jos! Masca jos! Masca jos! Masca jos! Gândește-te că am zis Sandra Izbașa la cea care a mers mai departe. Mi se pare incredibil! Sandra Izbașa e extraterestră pentru că este dublă campioană olimpică, dragilor! Eu nu cred că nu te-am recunoscut! Eu nu pot să cred că nu te-am recunoscut eu pe tine! Normal că nu puteam să vin cu mișcările mele, că știam că mă cunoști! Niște mișcări superbe să le dai și nouă lecții! Mulțumesc! Sandra, dar toate pozele alea pe care ți le-am făcut acolo în munți, la Bolivia, dacă făceai o mică putare... Stai, că trebuie să-i spunem. Eu, Sandra și Codina am jucat în același film Fați sau Taci, exact, al lui Iura Luncașu, înțelegi? Da, am locuit în munți, efectiv, cu săptămânile, adică... Mai ales că am stat
împreună. Știi care e avantajul acestei emisiuni? Că poți să te desfășori cum vrei tu sub masca asta. Așa că de asta apreciez și mulțumesc pentru că mi s-a oferit această ocazie. Că ai fost aici pe scenă. Mulțumesc. Băi, ai fost magnific, ai fost planetară. Am ținut cu tine, să știi, dar ce am ținut. Foarte tare. Da, Maticiu, că am ținut cu tine. Am ținut cu tine. Pe când mi-ai zis că am cor de model, deja mă simțeam mult mai bine. Deja adică ar trebui să te reinventezi, ai putea face asta. Aș putea să fac ceva cu vocea. Vreau să spun că noaptea asta, mulți bărbați din fața micilor ecrane o să fiu și urmărit de latexul ăsta al tău și toate visele noastre din această noapte o să fie pline de latex. Mulțumesc frumos! Acele mișcări mă vor urmări toată viața mea. Ai fost ceva de nu-i adevărat, ai fost... splendid, ai fost spectacular. Mulțumesc mult de tot. Ai fost de nedescris, ești memorabilă. Ce bine ai cântat. Chiar este piesa mea preferată și o ascultam la Jocurile Olimpice. Asta m-a rupt, frate. Pe cuvânt și tot o fredonam. Și a venit așa ca o mănușă și mulțumesc că am avut oportunitatea asta de a o cânta așa cum o cânt eu. Ce bine ai cântat. Dar să știi că chiar am pus suflet în piesa asta. Sandra, mulțumim. Oricum, este un vis împlinit pentru mine. Doamne, dar ce final de emisiune! Mulțumesc! Sandra Izbașa, te rugăm frumos să ne mai cânti încă o dată, să fim noi siguri că ai fost tu sub mască, da? Sandra Izbașa! Sandra Izbașa, cine ar fi crezut? Săptămâna viitoare cu noi personaje învăluite în mister. Vă pup pe toți, noapte bună! În acest sezon la Masked Singer România continuăm petrecerea! Personajele tale favorite se vor întrece pe scena celor mai bine păstrate secrete din istoria ProTV-ului. Tocmai ai creat un moment istoric în televiziune la Masked Singer România. Wow! Ireal! Cred că am auzit și mai clar un timbru familiar. Am îndrăgostit de tine. Tu știi cine e? Bune, hai mă, nu se poate. Cred că știu cine este. Cine e, mă? Deja uite, sunt curios. În plus, săptămâna viitoare veți cunoaște alte 6 personaje nou-nouțe. Costumul extraordinar. Vocea impecabilă. Coreografia, nu mai zic. Pregătite să se dueleze și să-și ascundă identitatea în fața detectivilor. Am impresia că știu cine ești. Cine? Vladimir Drăghia. Chilafonic. Nicoleta Luciu. Adi Mut. Abia aștept să te descoper. Masked Singer România, vinerea viitoare, de la 20:30 la ProTV. Sunteți gata de investigații? Oh, Doamne, ce emisiune! Show-ul ăsta te trece prin toate stările, emoție, suspans, adrenalină. M-am simțit ca la Jocurile Olimpice. Și eu m-am străduit foarte mult pentru că, știind că am filmat cu Codin și cu Horia, am încercat să fiu altfel față de cum sunt eu de obicei, ca să nu-și dea seama. Și când mi-am dat masca jos, au rămas interziși. Este cel mai bine păstrat secret din istoria televiziunii, acest The Masked Singer.